Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. La mulți ani tuturor și un an bun. Doamnelor, domnilor, un an bun vă doresc tuturor. O ediție numai puțin bună. O ediție care, la final, aș vrea să transmită mesaje către toți cei care funcționează, au activități în domeniul la care vom face referire. În sensul că lăsați dumneavoastră oameni în pace în cazul în care sunt nevinovați. Sigur, prezumția de nevinovăție ființează, însă în momentul în care am ascultat toată istoria povestită chiar de invitatul meu de astăzi, am numărat lunile de când acest om umblă pe drumuri, pe la poliție, pe la firme specializate. Evident că noi nu vom preciza numele societăților la care vom face referire, nu vrem să prejudiciem imaginea nimănui. Avem în acest caz un dosar penal aflat în lucru la Poliția Municipiului Săcele, așadar deocamdată nu avem o soluție definitivă a judecătorilor, motiv pentru care vom spune doar o companie de telefonie mobilă, o companie de recuperare. Repet, revin la ideea enunțată puțin mai devreme. Invitatul meu umblă de la finele lunii martie 2018 din instituție în instituție în încercarea de a rezolva o problemă cu care omul susține că nu are nicio legătură. Așadar, doamnelor, domnilor, alături de mine în studio, domnul Georgel Rurac, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnul Rurac a venit la redacție să ne povestească, nu știu cum să spun, cu ce se ocupă, dacă pot să spun așa, greșesc cumva, domnul Rurac, pe lângă alte activități. Exact, pentru că în fiecare zi, din câte am înțeles, discutați despre acest subiect, fie cu cei de acasă, fie cu colegii de serviciu, terți. Deci pe unde se ivește un subiect de genul... O ocazie, da. Intră în discuție și situația dumneavoastră. Când începe această poveste? Pe la sfârșitul lunii martie 2018. Am primit într-o seară, în jur de ora 17-18, un telefon de la o firmă de recuperare creanțe că îți dator cu niște bani. Pentru ce? Că aș fi avut un abonament la o companie de telefonie și dacă putem rezolva problema pe calea mea. Eu inițial am crezut că e o glumă. O chestie tip accident, tip chestie de a se ia bani. O metodă din aceasta o metodă de asta de lua bani. Nicio problemă, n-am dat importanță, am zis că merg direct la poliție a doua zi, ceea ce am și făcut. Ați mers la poliție să spuneți... Să spun că am primit că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, nu știu. Și mi-a zis poliția, organul respectiv, că să obțin o hârtie oficială ceva, nu pe vorbe, pe telefoane, pe ăștia, că nu... A, să mergeți să cereți hârtie de la... Nu, să aștept, eventual, să primesc o înștiințare scrisă. Și o hârtie scrisă, cu privire la această datorie, chestiune. Prezumată datorie. Da. N-am primit o zi, a doua, nu, direct la compania respectivă de telefonie. Am mers să cer de la ăia... Explicații, în primul rând, cu privire la această situație, nu? V-ați prezentat acolo? M-am prezentat acolo, le-am explicat ce și cum... Au cam dat-o din colț în colț, așa că trebuie să fac ceva, o adresă scrisă, mă rog. Prin care să solicitați lămuriri? Să cer lămuriri. Că ei mai multe nu poate să-mi dea, că tot dosarul sau... Toată situația, toate documentele care țineau de cazul dumneavoastră? La firma respectivă de recuperare. Deci deja compania de telefonie care susține că aveți să-i plătiți o sumă de bani, despre ce sumă este vorba? În jur de 800 și vreo 70 de lei. 870 de lei. Pe deci moment n-am înțeles suma care era așa, n-am dat importanță, dar cu suma s-a clarificat această poveste. În ultimul timp. Deci ați mers să reluăm ideea. Ați mers acolo la compania de telefonie, iar funcționarea angajată v-a spus, păi nu mai avem aici nici... N-avem nimic. Dar unde sunt actele? N-ați întrebat-o? Nu mi s-a spus, a zis să fac o cerere scrisă la care eu am făcut nu mi s-a dat o explicație. Ați la care am făcut o reclamație scrisă către serviciu client și am cerut detalii. Să pună la dispoziție în baza căror acte s-a făcut contractul
respectiv. A, deci vorbim de despre un contract de telefonie este, până mobilă, la urmă, da? Un contract de telefonie, s-a alocat un număr de telefon, s-a cumpărat un telefon pentru contractul respectiv. Am cerut, bun, eu n-am făcut, nu știu să asta voiam să vă întreb asta. Acum. Sigur n-ați făcut, domnul Rurac, niciodată sigur, niciun sigur. Contract cu această firmă? La compania firmă? Respectivă nu am colaborat niciodată, nu am avut măcar o cartelă, prepay sau... Nu am avut... Niciun fel de relație comercială, contractuală, să spunem da, așa. Niciun fel de relație n-am. Ce s-a întâmplat apoi? Până la urmă mi s-a luat reclamația respectivă, mi s-a dat număr de înregistrare, tot. Asta când se întâmpla? Exact pe 31.03.2018. 31 martie. Bun. Da. Atunci am depus reclamația. Am așteptat 30 de zile, cum să zice că aștept legal. N-am primit niciun răspuns, scris că m-am specificat în respectiva reclamație să primesc acasă pe format de hârtie. Ați dat adresă, da, pentru că știți cum e, ar fi putut să invoce faptul că n-ați precizat adresa completă exact. Sau că n-ați cerut clar unde să se trimită da, răspunsul. Exact, acum îmi dau seama că eu practic eu le-am spus adresa corectă în reclamație, acum o văd. A, ia cătă. Ei nu știau de adresa mea corectă și nu știu nici acum practic cei de la firma de recuperări. Ei spun că adresa este Brașov, strada Plevnei, numărul 5. A, eu stau în județul Brașov, cu această reclamație l-ați confirmat da. Care e da. Adresa. Da. Bun, acum știți cum este. Noastră aveți dreptate, dar în momentul în care se, semnezi un contract, perfectezi un contract cu cineva, acolo nu dai numai adresa și gata contractul, da, 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 nu? Normal, adică mai există și alte elemente care, să mi se pună la dispoziție de care este nevoie. Actele care au stat la baza acestui contract. Că automat trebuia să fim cu buletinul de identitate, contractul pentru de acel locuință, contract de telefonie, da? Da, da, da. Bun, deci între cele 30 de zile nu vi s-a răspuns. Nu, nu, ce s-a nu. Întâmplat apoi? După 30 de zile am mers din nou la compania respectivă și am făcut un pic de... Am ridicat vocea un pic, pot să spun. Că nu, practic nu mă băga în seamă nimeni. Nu vă lămurea nimeni nu, cu privire la situația creată, da? Efectiv, nu mă da? Băga în seamă. Când nu are cine, încerc. Vreau să stau cu un șef de unitate, cu șeful cineva, de la un locul decident, ăsta. Exact. Un decident. Exact. Că nu este, că nu este. Făcând un pic de gălăgie, mai ridicând tonul și așa, s-a ridicat un domn de acolo, m-a invitat într-o încăpere, mai între patru ori, cum s-ar spune, sau mai un birou ceva, și m-a început să-mi explice și să intre pe calculator. La care eu am văzut chestia, așa, am nevoie de chestia, de, efectiv este răspuns la solicitarea mea. A, deci răspunsul la solicitarea dumneavoastră era în calculatorul... În calculatorul lui, în sistemul lor, probabil. Dar la dumneavoastră n-a ajuns la niciodată mine n-a ajuns. Nimic. Adică eu bănuiam să vină așa ceva, răspunsul ăsta, cu confirmare de primire, semnătură, nu așa ca cum mi-aș eu trimite o vedere la cineva. Corect. Corect. Și am, am nevoie de chestia asta pe hârtie. Da, că n-are voie să mai aștept acasă. Păi ce să aștept că trecuseră 30 de zile? I-am explicat. Nu, că el n-are voie, mă rog, nu știu care e adevărul dacă are voie sau nu, până la urmă... Vor stabili organele de anchetă penală, vrând, vrând, mi-a mă rog. Scos pe hârtie. A, până la urmă v-a, da. V-a dat o... Mi le-a scos pe hârtie, mi-a scos o răspunsul copie, la... O, un fel de copie, dar are totuși stampila... Denumirea firmei denumirea, văd acolo, stampila, dar nu o putem tot, divulga tot, așa da, cum am înțeles, spus, legea protecției datelor, da? La care spune că... Vă rog să citați, da. Dacă se poate să citesc. Sigur că da, chiar vă rog. Bine că mulțumește că am avut încredere și nu știu ce, dar păi spune ce? Că... Da, facem haz de necaz, nu vă supărați. Conform evidențelor noastre informatice, pentru contractul cu numărul așa, nu ne-a fost adresată o astfel de solicitare în termen de 14 zile. O astfel de solicitare astfel... cum că... Așa scrie aici, mai mult nu știu despre ce e vorba. Am înțeles. Adică bănuiesc, dar... Și eu bănuiesc. Așa. Având în vedere informațiile anterior cumulate, sesizarea dumneavoastră este considerată respinsă. I-aș cerut explicații celui care v-a înmânat copia documentului? I-am cerut, dar nu, n-a fost în măsură să-mi dea explicații. Acum, n-a fost în măsură, n-a vrut, a evitat, a zis mai consider bine, nu mă amestec cred eu. Că nu a fost în măsură, atât. N-a fost în măsură. N-a cum? Fost în măsură. Mai și, departe, rog, în soluția asta, în cazul în care considerați utilizarea frauduloasă a
de către o persoană neautorizată a datelor dumneavoastră de identificare în scopul semnării un contract cu serviciu la firma respectivă, este necesar să adresați organelor de poliție o plângere penală, ceea ce am și făcut ulterior. Acum, ce vreau să vă întreb, dumneavoastră n-ați cerut detalii despre, totuși, despre modul în care s-a perfectat acel contract? Cum? S-a întâlnit cineva cu vreun angajat de la firma de la compania de telefonie? Sau a fost un contract online? Da. Până la urmă... Vă rog. Așa, vă confirmăm, nu știu pe unde este, dar spune că a fost făcut prin magazin online. Așa, da. Acum vă spun exact. Vă rog. Achiziția a fost realizată prin intermediul magazinului online în baza contractului încheiat la distanță cu seria, expediat pe adresa electronică declarată de către dumneavoastră la achiziție. Am adresa... de e-mail sau ceva. Pot să o spun? Nu. Nu? Așa. Deci ca și când... Deci este, să le explicăm celor care ne urmăresc acum. Deci ca și când dumneavoastră ați dat o adresă de e-mail în momentul ceva. În care se presupune că ați fi perfectat acel contract online. Așa. Și pentru care se aplică dispozițiile generale pentru contractele încheiate la distanță și anume contractul este valabil fără semnătură holografă. Bun. Deci nu trebuia semnătură. Ce ați făcut în momentul în care ați văzut răspunsul? Că înțeleg că vă trimit la poliție. M-am dus și eu mai la alții care sunt în măsură și cunosc legea și am întrebat. Dom'le, așa despre situație. Azi că așa ceva nu se poate face. Un contract la distanță prin magazin online. Atât pot să vă spun, atâta știu. Este adevărat, nu este adevărat. Rămâne să stabilească cei care fac anchetă, păi, până la urmă. Există un dosar penal, cu siguranță vor stabili. Știți ce vreau să vă întreb, domnul Rulac? În acest interval de timp, cât ați mers la firma de telefonie, până ați primit această copie, v-au mai sunat de la firma de recuperare? O dată sau de două ori. Și ce vă spuneau? Să ne înțelegem cumva cu... să plătesc datoria. Dar în momentul în care dumneavoastră le-ați spus și celor de la firma de recuperare, mă gândesc, nu eu am semnat acest le-am contract. Le-am spus că nu am semnat. Care a fost reacția? Nu v-au crezut așa? Nu prea sau... m-au crezut. Deci nu prea m-au crezut. Și discuții prin telefon, care sunt, se vorbește mai mult. Și nu se reține tot pe... Și nici nu există așa. Adică vreo probă în sensul în care cineva ar face vreo afirmație. Am înțeles ce-au eu totuși zic că ei de fiecare dată când au sunat și au căutat să discute, au spus că e posibil ca această convorbire să fie înregistrată. Dar înregistrarea e la ei, nu la dumneavoastră. La ei, la mine nu. Dar aceste înregistrări pot fi solicitate dacă este... Da. Dacă vorbim despre un dosar penal. Se pot solicita aceste convorbiri. Ce a urmat? După ce am primit această hârtie cu care am putut să merg către organele de poliție... Aveați totuși ceva la mână, ceva la da? Mână, da, o chestie. Am făcut o plângere penală la poliția Săcele, în care am explicat situația. Mi s-a luat și o declarație de către ofițerul de acolo, ofițerul respectiv și mi s-a spus să stau frumos, aștept. În caz că mai primesc vreun act oficial de la... firma de recuperare sau de la compania de telefonie, să mă prezint la ei să depun la dosar. N-am primit. În schimb, am mai primit telefoane. De câte ori am primit telefon și am vorbit cu ei, a doua zi am mers la organul de cercetare. Să-i aduceți la cunoștință. Să-i aduc la cunoștință chestiile. Și la care așa, el a fost, a zis că pe vorbe am zis că n-avem ce face. Nu, pe vorbe nu putem și atunci lucra. Fi făcut să vă cumpărați un telefon, să registrați mesaje. Probabil așa ar fi trebuit, dar... Bun. O trecut timpul. Eu sunt convinsă că cei de la poliția Săcele, până la urmă, vor da o soluție, eu nu știu ce soluție, în acest dosar și povestea se va lămuri. Ce s-a întâmplat? Ulterior am mai făcut o sesizare și către
OPC, Oficiu pentru protecția consumatorilor. Ați depus acolo sesizare, v-au înregistrat-o? Când ați depus-o? Chiar, ca să vă spun, e recent, acum. Vă rog. După ultimul SMS primit de această firmă de recuperare, mi-au trimis și niște SMS-uri pe care le-am făcut o fotocopie, dar fiind cu numele sunt precizate numele firmei de telefonie, da, cât și numele firmei, societății de recuperare și nu putem să le... Bun, da. Vă rog, mi le înmânați să și citim da, puteți, așa. Dacă vreți, dumneavoastră. Așadar, doamnelor, domnilor, omul primește și mesaje, pe lângă faptul că primește telefoane. Ăla cu anul nou e primul și celălalt. Da, din punctul meu de vedere, acest mesaj este tare interesant, ora 17:29 de minute, acum data nu văd aici. Nu, aia de pe telefonul meu când am făcut fotocopia. Da. Și scrie aici, doamnelor și domnilor, anul nou trebuie să te prindă fără datorii. Invitatul meu susține că nu are nicio datorie, că n-a făcut omul niciun contract. Mai departe, sună acum, mi se indică numărul de telefon pentru plata integrală a datoriei până la data de 21 decembrie. Următoare. Da, mai aveți. Tot, da, mai tot aveți. Am scos tot din mesajul primit. Dar mi se pare tare interesant, anul nou trebuie să te prindă fără datorii. Da. Așa, vi se oferă și discount. Da. Și firma spune dacă din datorii, dacă te hotărăști să plătești, da, tu client sau, mă rog, client. Datornic, rău platnic. Așa, îți facem bine și o reducere de 30%. Citesc aici din mesajele pe care domnul Reac le-a primit, tot așa, 21 acolo este a 12. Data când, pe ultima pagină este data când a fost primit mesajul. Da, sau expediat. Astea sunt probe, le-ați depus la dosar, le-ați dus la poliție. La poliție încă nu, luni am o 18 a 12 a 2018. Da. Luni mergeți din nou la poliție, din nou să le am programare. Să le predați, da. Și aici la fel. Aia deja s-a trecut la titlul executoriu. Da, pasul următor. Deci dumneavoastră ați spus nu plătesc nimic, da. Da, după... Nu v-ați gândit nicio secundă, domnul Urac, nu v-ați gândit nicio secundă. Doamne, ce sumă am eu? 870 de lei, discount 30%, mai scădem ceva, o secundă, da. Să vă și adresez întrebarea. Plătesc și închei discuția să scap odată. Nu v-a tentat niciodată, știind însă că a plăti această datorie înseamnă să recunoașteți o faptă. Nu, chiar nu am vrut să plătesc orice ar fi, nu să plătesc această datorie pentru că n-am făcut-o eu. Am înțeles. Ați depus reclamație și la UPC? Vă ascult. După ce am primit SMS-ul cu anul nou, am sunat eu personal la ei. Și le-am spus totuși eu, prin alte telefoane, am solicitat să primesc pe adresa care o știți, documentele care să demonstreze că eu sunt vinovat sau că eu aș fi creat acest contract, aș fi încheiat acest contract. Ce vi s-a care spus? Ei mi-au zis că au trimis, au mai trimis. Unde? Eu nu am primit nimic. Unde ați trimis? La adresa care o avem. Păi spuneți-mi și mie adresa. Păi Plevnei numărul 5 Brașov. Doamne, eu nu stau, sau domnule, nu stau în Brașov. Stau în județul Brașov, dar altă localitate. Așa. Să-i spun adresa exact. Și nu i-am spus-o pentru că și de la poliție mi s-a recomandat să nu dau niciun fel de date. De aceea făceați referire puțin mai devreme, că ați spus acum adresa, acum ați realizat că de fapt le-ați servit adresa pe tavă. Pe tavă și n-au, ei merg tot pe adresa care o știu ei, de Brașov. Foarte interesant acest amănunt, deci foarte interesant. Așadar, luni aveți sunteți chemat la... Sunt chemat la poliția să cere. La poliția să cere, pentru să precizați clar toate aceste detalii. Sunt convinsă că polițiștii de acolo știu ce au de făcut și se va rezolva într-un fel sau altul acest dosar, funcție de cine are dreptate. Ați amintit de Oficiul pentru Protecția Consumatorului? Rog colegii din regie să încercăm să-l găsim la telefon pe domnul Susanu, șeful de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului. Sper să ne și răspundă, că am dispărut așa în ultima perioadă din peisaj, dar dacă domnul Urac a pomenit aici despre Oficiul pentru Protecția Consumatorului, să vedem dacă mai sunt astfel de reclamații la OPC și dacă și cum s-au soluționat. Acum, în acest moment, domnul Urac, titlul executoriu. Vedem aici, obținerea de acum se fac demersuri de către firma de recuperare pentru oamenii, li s-a dat o sarcină, încearcă să o ducă la bunca în sfârșit. Așa.
titlul executoriu, dacă merge mai departe, nu știu, vă pune oprire pe salariu, pe... Normal că mi-e frică de lucrul ăsta, sau mi-e frică, cum să zic, mă îngrijorează lucrul ăsta. Există totuși un dosar penal, deci atâta vreme cât nu e soluționat. Este un dosar penal, din câte am înțeles, în urma acestui dosar penal, așa ceva nu se poate face, executare judecătorească. În mod normal, executarea se sistează până așa, în se momentul sistează, în care se cuvântul... dă o soluție. Da, în... da, până nu se soluționează respectivul dosar. Da. Când credeți că se va încheia anul toată ăsta, această poveste? Anul ăsta suntem în ianuarie, da, ai sunteți. Tocmai de-aia. Sunt optimist. Ce spune familia, domnul Rurac? Ce mai spune? Au răbdare cei de acasă? Pentru că tocmai spuneam în debutul emisiunii, discutați aproape în fiecare zi despre, da, despre această situație. Cât mai situație. Durează, dacă am mai fost sunat? Da, cum a mai fost. Domnul Rurac, vă întrerup o secundă. Ne auziți, domnul Susanu, sunteți la serviciu, da? Bun găsit! Bună ziua, sunt în concediu, dar nu e nicio problemă. Cer scuze, domnul Susanu, dar trebuia să vă sun. Sunteți în direct la emisiunea Exclusiv, alături de mine în studio. Sper să nu vă supărați că vă deranjăm în concediu. Nu o să vă reținem decât 3-4 doamna, minute. Nu mă supăr deloc, doar că vreau să știți că, din păcate, există un ordin al ANPC-ului care ne limitează sau ne, în fine, îngrădește într-un fel sau altul accesul către mass media și indirect către public, în sensul în care o procedură prin care trebuie să anunțăm, trebuie să ne aprobe, trebuie să... Deci, domnul Susanu, dați-mi voie, cer scuze că vă întrerup, să vă ferească Dumnezeu să-mi închideți telefonul, să sunați la ANPC. Pentru că până una alta... Domnul Susanu, până una alta, salariul dumneavoastră vi-l plătim și eu și invitatul meu și colegii mei. Cine a dat acest absolut ordin? Absolut, tocmai din acest motiv spun că, din punctul meu de vedere, situația nu este normală și așa cum de 6 ani de zile încoace am comunicat și brașovenii au putut să cunoască fiecare activitatea noastră, așa cred că ar fi normal să... Păi despre asta vorbim, lucrurile. Despre asta vorbim. Noi suntem mijlocitorii. Mass media... Asta face, transmite mesajele de la instituțiile absolut statului către cetățeni. Absolut, da, cine a dat ordinul? Domnul Susanu, ați primit un ordin scris? Spuneți-mi și mie cine îl semnează. Președintele ANPC, dar totodată trebuie să știți că de regiunea noastră se ocupă chiar un brașovean ca, în calitate de vicepreședinte al ANPC și acesta este domnul Emil Lița. Ah, am înțeles. Ce bine că mi-a spus, chiar o să cer lămurire în acest sens, pentru că noi nu facem emisiuni și știri pentru noi. Știți foarte bine, domnul Susanu. Pentru brașoveni și nu numai. Eu vă mulțumesc absolut, că poate că... Consider că este foarte important ca fiecare brașovean să cunoască activitatea noastră, atât păi din normal, punct de vedere al faptului normal că trebuie să se ferească sau să fie atenți la unele lucruri, cât și să cunoască faptul că, că comisarii noștri desfășoară numeroase activități care final, și nu sunt suficienți și așa mai departe. Acum, domnul Susanu, e foarte bine că mi-a spus, chiar o să mă ocup de acest subiect, pentru că, nu știu, eu chiar sunt curioasă să văd ce faceți, nu dumneavoastră personal acolo, dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Din păcate, de 6 luni de zile aproximativ, știu poate asta chiar mai mult, nu ați mai avut foarte multe știri de la noi, știu, dar activitatea a fost mai mult decât intensă și cu subiecte extrem de interesante, care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să ajungă la cunoștință. Să știți că o să am 20 de ani vechime în presă, domnul Susanu, au mai fost situații de felul acesta. Chiar o să iau legătura, vă promit, și nu neapărat pentru dumneavoastră, ci pentru toți cei care ne privesc. Pentru normalitatea să vedem. Păi, bineînțeles, până la urmă, bineînțeles, bineînțeles. Domnul Susanu, rugăminte mare, cer scuze, repet, n-am știut că sunteți în concediu. Alături de mine în studio, domnul Georgel Rurac, omul acesta este hârțuit, practic, de la finele lunii martie 2018, de către, nu o să dăm numele, că trebuie să protejăm datele, știți foarte bine, o firmă de telefonie mobilă și una de recuperare. Scurt, istoricul sună așa. Îi se cer omului aproape 900 de lei pe motiv că ar fi încheiat un contract și ar fi luat un telefon mobil de la această firmă, contractul fiind încheiat online. Omul spune nu și nu, tind să-l cred, dar părerea mea nu este cea mai importantă. A depus plângere penală la Poliția Municipiului Săcele, însă de aproape, de mai bine de 9 luni de zile, omul acesta umblă pe drumuri. Mai aveți astfel de reclamații? A depus o sesizare și cu asta am încheiat, inclusiv la OPC.
Este perfect dacă a depus o sesizare inclusiv la noi. O să vă spun pe scurt și o să dau și câteva sfaturi. Există astfel de probleme și nu puține, mai ales în momentul în care se încheie aceste contracte la distanță, respectiv consumatorii care sunt sunați și li se solicită sau li se propune o prelungire de contract și aceștia acceptă. Doar că trebuie să știe că legea prevede următoarele aspecte. După acceptul inclusiv telefonic sau online, la consumator trebuie să ajungă într-o formă sau alta varianta finală a contractului pe care să o semneze într-un termen de 30 de zile. Adică varianta pe hârtie, domnul Susanu, da? Absolut. Până la urmă, finalitatea acolo trebuie să existe. Cer scuze că vă întrerup numai o secundă. Ați primit, domnul Ruracu, astfel de un contract pe hârtie, cum spune domnul Susanu? Nu am primit așa ceva. Nu, e clar. Vă rog, vă ascult. De aia nici nu am știut despre existență. Iar tocmai din acest motiv noi chiar încercăm să aducem anumite modificări, pentru că firme puternice profită de naivitatea unor persoane vârstnice sau chiar abuzuri pe față, cum înțeleg că este în acest caz. Mai mult decât atât, trebuie să se știe că orice societate, că acum vorbim de telefonie sau de bani sau așa, atunci când cesionează o creanță către o altă firmă, cum înțeleg că este cazul aici, a intervenit o firmă de recuperare creanță, da. Aceștia nu mai au legal niciun drept de a percepe dobânzi, penalități sau orice altă formă, pentru că consumatorul, persoana finală, nu are un contract cu aceștia, iar în unele cazuri aceștia nici nu sunt instituții financiare bancare care să aibă dreptul conferit de lege și de stat să aplice, în fine, comisioane sau dobânzi. Diverse taxe care înseamnă plăți și pe care, până la urmă, tot clientul, teoretic în cazul nostru, că domnul Rurac spune că n-a avut niciodată vreun contract cu această firmă de telefonie și evident că și asumă ceea ce spune. Am înțeles, dar mai aveți reclamații de felul acesta? Da, au fost numeroase reclamații. Trag atenția în special persoanelor vârstnice. A fost o perioadă cu un anumit fenomen în care telefonia fixă îi suna că doar pentru prelungirea contractului le oferă un telefon fix. Curierul, când venea și se semna pentru primirea acelui telefon aparent, de fapt se schimbau clauzele contractuale și ca urmare îi rog să citească cu atenție orice semnează și mai mult decât atât să știe că au dreptul legal de a solicita acel document și înainte de a-l semna și a-l păstra. Adică poate să solicite acel contract, se spune lăsați în contractul, îl citesc, ulterior reveniți să ți-l dau semnat. Am înțeles. Domnul Susanu, vă mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Vă doresc... Totodată, dacă mai permiteți o mică completare. Dacă în cazul de față există deschis un dosar penal, instituția noastră va putea să se pronunțe doar după încheierea dosarului penal, pentru că acela este prioritar. Da, știm, penalul ține loc, civilul și orice alt tip de demers. Eu am depus dar omul este de bună credință și a venit și la dumneavoastră, la noastră, la OPC, să depună și acolo o reclamație și e bine să existe până când se va soluționa dosarul penal. Vă mulțumesc tare mult, domnul Susanu, concediu plăcut și ținem legătura să vedem de ce nu aveți dumneavoastră voie să le dați explicații brașovenilor care vă plătesc. Atât pe dumneavoastră, cât și pe șeful ANPC-ului și pe toți cei de acolo. Am înțeles, mulțumesc tare mult. O zi frumoasă. Cu multă plăcere. Nu mai avem timp. Nicio problemă. Cred că n-ar mai fi trebuit încă o jumătate de oră. Așa e timpul. Mai mult timp. Domnul Rurac, o să urmărim acest caz. Mesajul dumneavoastră cred că le va fi util și altora. Sper să fie, să nu mai existe astfel de situații. Monitorizăm și vedem exact ce fac polițiștii, ce fac cei de la protecția consumatorului după ce poliția va... Vă rog. Înțelegere? Zic vă mulțumesc. Sigur că da și eu vă mulțumesc ajutor, faptul că ați ales... Pe undeva este și un ajutor, că efectiv nu mai știam încotro să merg, ce să mai fac. Și noi vă mulțumim că ați ales Brașov TV, vă dorim un an bun și ținem legătura, chiar vom vedea cum va evolua acest caz. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor, domnilor, ce să spun? Așteptăm să vedem cum se va soluționa acest caz. Dacă aveți date, informații care pot să devină știri, pagina de Facebook brasovtv.com. Sunt Amelia Vulcu, ne revedem joia viitoare. Până atunci, numai bine!